Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit! Astăzi la știrile Nova TV stăm de vorbă cu directorul clubului sportiv școlar Mihai Moldovan și antrenorul echipei de junioare de handbal, care ne spune în premieră că una dintre jucătoarele echipei de handbal va pleca la lotul național. Despre cine este vorba ne spune chiar domnul Mihai Moldovan. Cum se numește jucătoarea care va pleca la lotul național? Este vorba despre Seravicianu Sonia, care joacă extremă dreaptă, interdrept, sportivă stângace, foarte talentată, care este una din golgetele echipei de juniore 1 a clubului sportiv școlar Mediaș, echipă, grupa de performanță, de fapt, la care lucrez împreună cu profesoara Cândia Maria. Deci este un lucru de echipă aici, la care spun eu că handbalistele răspund foarte bine, ca dovada evoluției bune și foarte bune a sportivelor noastre, Seravicianu Sonia este convocată la lotul național de juniore 1. Ați așteptat la această convocare? Sincer să fiu, m-am așteptat și eu speram și sper în continuare să fie convocată încă o sportivă în viitor imediat. Cum ați văzut evoluția Soniei și totuși nu este destul de repede? Ați închegat lotul abia de curând? Sonia vine de la Hunedoara la noi, a venit la începutul lunii septembrie. Este foarte ambițioasă, foarte harnică, foarte talentată și a răspuns 100% la solicitările mele și ale doamnei profesoare Cândia Maria. A avut o evoluție foarte bună și foarte bună, ascendentă în campionat, lucru care a fost observat de către cei din Federația de Handbal. Ce înseamnă această convocare pentru ea? Înseamnă o importantă șansă de afirmare, poate să participe la turnee internaționale în Danemarca, în Ungaria, în Franța, Spania, mai știu unde vor fi acțiunile lotului și ea va fi remarcată de echipele de Ligă Națională și de echipele din străinătate. Dar în primul rând ne dorim ca în viitorul nu foarte apropiat să o promovăm în Liga Națională la noi în țară.